Cu ajutorul lui Dumnezeu voi citi articolul Provocare la despărțirea de sine, scris de Alonzo Trevier Jones, extras din Solia Îngerului al III-lea, 1895, predica numărul 10. După cum înțeleg, sunt unii care cred că nu am vorbit destul aseară despre îmbrăcăminte. Poate că așa este și este foarte probabil că cei care cred că nu am vorbit destul despre îmbrăcăminte s-ar bucura dacă aș vorbi despre cei care se îmbracă plăcut, chiar frumos, în timp ce cred că ei sunt în regulă. Există oameni care atunci când văd o persoană îmbrăcată îngrijit și bine, o iau ca pe o dovadă de mândrie. Însă pot fi oameni mândri de lipsa lor de îngrijire, tot așa cum alții pot fi mândri de îmbrăcămintea lor extravagantă. Am văzut oameni mândri de înfățișarea lor neîngrijită. Am văzut oameni mândri de lipsa lor de mândrie. Ei mulțumeau lui Dumnezeu pentru că nu sunt mândri. Însă erau. Poate că în acest sens nu am spus destul aseară despre îmbrăcăminte, de aceea am vrut să adaug că cei care sunt mândri de lipsa lor de mândrie și cred că sunt în regulă în timp ce ar putea și ar trebui să se îmbrace mai bine și mai îngrijit decât o fac, ar face bine dacă s-ar corecta și s-ar ridica la un standard mai înalt. Oricum, nu era vorba despre îmbrăcăminte. Nu acesta este subiectul. Este vorba despre ieșirea din Babilon. Am vorbit împotriva idolatriei, arătând ce este sacrilegiu și ce înseamnă să fie scârbă de idoli. În capitolul al treilea, din a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, am ajuns la cuvântul hulitori. Nu putem lua fiecare cuvânt în parte, dar sunt câteva cuvinte din această listă care merită să fie amintite aici. Un alt termen din lista aceasta este nemulțumitori. În aceste zile din urmă, oamenii care au doar o formă de evlavie, fără putere, vor fi nemulțumitori. Nemulțumitorul este opusul celui mulțumitor. Mulțumitorul este plin de mulțumiri. Voi cum sunteți? Din care parte sunteți? Voi aveți o mărturisire de credință, mărturisiți evlavia. Sunteți plini de mulțumiri? Sau sunteți mulțumitori doar când totul merge bine și după pumnul vostru plac? Dar când lucrurile nu merg așa cum ați dori, atunci sunteți îndoielniși, frământați, nerăbdători, întrebându-vă ce va fi cu voi? Sunteți nemulțumiți și nemulțumitori când vi se întâmplă astfel și astfel de lucruri? Sunteți mulțumiți uneori, iar alteori nemulțumitori? Dacă eu uneori sunt mulțumitor și alteori nemulțumitor, de fapt sunt mulțumitor? Nu. Depărtează-te de astfel de oameni. Cei care au o formă de evlavie fără putere, care se ghidează după sentimente și au urcușurile și coborușurile lor. Dar Dumnezeu nu vrea ca un creștin să aibă urcușuri și coborușuri, ci doar urcușuri. El ne însuflețește, El ne dă viață, ne învie din morți de la bun început și intenția Lui este ca noi să mergem continuu în sus până când vom ajunge la dreapta lui Dumnezeu. Să ne folosim de ilustrație. Noi suntem sădiți. Suntem numiți pomei neprihănirii, sădiți înrădăcinați în dragostea lui Dumnezeu, iar așteptarea este ca pomul să crească și doar să crească, nu să crească și să descrească. Când am fost în Florida, toamna trecută, mi s-a spus că unii dintre portocali trec prin ceea ce ei numesc regres. Acești pomi lăstăriseră crescând mai înalți decât ceilalți pomi, ca apoi să scadă până la pământ, dacă nu chiar de tot. În anul viitor, ei din nou vor da lăstari și vor crește mai înalți decât toți ceilalți pomi, ca la urmă să moară din nou. Dumnezeu nu dorește ca astfel de pomi să aibă în livada sa. El sădește pomei neprihănire, așteptând ca aceștia nu să crească și să descrească, nu să crească mult și repede ca apoi să moară, ci să crească în mod continuu și doar să crească. Fără evlavie, în engleză fără sfințenie. Știm cu toții care este singurul lucru ce poate să facă pe cineva sfânt, prezența lui Iisus Hristos. Numai prezența continuă a lui Dumnezeu poate face ca un loc sau altceva să fie sfânt. Dar cei care au o formă de evlavie fără prezența lui Dumnezeu în mod necesar sunt fără sfințenie. Scriptura spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Dacă eu nu sunt sfânt, de acest om trebuie să mă depărtez, adică să mă depărtez de mine însumi. Singurul loc unde putem să ne despărțim de noi înșine este la Dumnezeu. Dar acolo este prezența continuă a lui Dumnezeu care ne sfințește
și ne face să fim sfinți. Fără dragoste firească, cum vă purtați cu copiii? Desigur, copiii noștri nu sunt perfecți, ei nu se nasc sfinți deoarece sunt copiii noștri. Noi găsim multe lucruri care nu sunt bune în conduita lor, este adevărat. Și totuși, cum vă purtați cu ei? Cum au ajuns ei să umble pe căi strâmbe? Cum a pătruns josnicia în ei? Puteți auzi pe mulți oameni afirmând despre anumite acțiuni sau trăsături ale copiilor că nu este el de vină. Da, este adevărat. De fapt, există ceva din ceea ce manifestă copilul pentru care să poarte el toată vina? Sigur că nu, căci copilul nu s-a născut de la sine în lume. Nu vreau nici de cum să spun că aceste trăsături trebuie lăsate să se dezvolte necontrolat, dar în controlarea sau corectarea lor trebuie să-i tratăm ca și cum numai ei ar fi răspunzători de aceasta. Sau trebuie să luăm în considerare faptul că noi înșine suntem într-o anumită măsură răspunzători pentru ele? Adică vom acționa fără dragoste firească sau vom admite că avem și noi o legătură cu acestea? Vom recunoaște că prin natura lor așa stau lucrurile și vom acționa ca atare nu numai cu dragoste firească, ci cu afecțiunea Harului Divin? Neînduplecați sau, în traducerea engleză, călcători de armistiții. Când două armate sunt în război, se încheie un armistițiu. Se ridică un steag, fie de către unii, fie de către ceilalți, se cere un armistițiu. Armistițiu este o perioadă de calm în timpul luptelor, o încetare a ostilităților. Poate fi cerut pentru a se putea îngropa morții sau pentru a duce tratative în vederea păcii. Fie că este pentru motiv, fie pentru altul, armistițiu este încetarea tuturor luptelor și conflictelor din partea celor care înainte erau în război. Dacă este pentru îngroparea morților, se poate ca soldații să se amestece unii cu alții, să stea și să povestească între ei, totul arată de parcă ar fi pace desăvârșită. Dar când se sfârșește armistițiu, războiul reîncepe. Scriptura spune în Tit 3, capitolul, versetele 2 și 3, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați plin de blândețe față de toți oamenii. Acesta este armistițiu. Dar cum era înainte? Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrenii să fim urâți urându-ne unii pe alții. Așa eram. Și cel care urăște a călcat porunca ce spune să nu ucizi. Înainte erau lupte, certuri, invidie, gelozie, mânie, erezii, crime și toate lucrurile de acest fel. Așa era înainte. Acum l-am găsit pe Hristos, așa mărturisim. Acesta ne cheamă la pace și acesta este armistițiul. Acesta este acceptat între creștini, între cei care poartă numele lui Hristos. De aceea, după ce se anunță asupra sa numele lui Hristos, mărturisim că este al lui. Ce fel de om este dacă îngăduie în el invidia, puțină răutate, vorbire de rău sau dezbinare, este un călcător al armistițiului. A încălcat armistițiul pe care îl recunoaște prin însăși numele și mărturisirea lui de credință. Ați întâlnit, de-a lungul experienței voastre în cadrul bisericilor din denominațiunea din care faceți parte, invidie, gelozie, vorbirea unora împotriva altora, bârfă, vrajbă, mânie, ceartă, dezbinare sau altfel de lucruri? Acestea sunt încălcări ale armistițiului. Sunteți voi astfel de oameni? Depărtează-te de astfel de oameni. Clevetitori, sau în traducerea engleză, acuzatori falși. Expresia aceasta vine de la sine. Călcători ai păcii, acuzatori falși. Termenul grecesc pentru acest cuvânt clevetitor este diaboloi, adică diavoli. În limba greacă, termenul pentru diavol este diabolos, acuzatorul, capul tuturor celor care acuză. Vă amintiți că în Apocalipsa 12 se spune despre el, pârâșul fraților, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Acesta este diavolul, cel mai mare acuzator. În termenul pe care îl studiem este la plural, diaboloi, adică diavoli. Acesta înseamnă că astfel de oameni urmează căile diavolului, cel mai mare acuzator, de aceea sunt numiți diavoli și de asemenea acuzatori falși, clevetitori. Sunteți unul dintre aceștia? Studiul nostru se ocupă cu Babilonul și cu ce înseamnă să ieși din Babilon.
Am un extras care ne poate oferi o idee despre cum este în Babilon, unde este mama desfrânatelor, unde și are scaunul mama Babilonului, la Roma. Aceasta va fi o ilustrație despre ce înseamnă și spre ce arată cuvintele călcători ai păcii și acuzatori falși. Cardinalul Dubons, anul trecut, la scurt timp după întoarcerea sa din Roma, a oferit un interviu corespondentului de la New York World, interviu care a fost retipărit în Catholic Standard în luna octombrie 1894. Iată-mi o declarație din acest interviu. În vorbire, eminența sa își cântărește cuvintele cu grijă. Deși nu are nicio umbră de rezervă când are de-a face cu oameni în care are încredere, el este atent în exprimarea vederilor sale. Odată mi s-a spus că plăcerea pe care i-a făcut-o vederea Romei a fost micșorată în mare măsură de necesitatea de a-și pune strajă vorbirii. În aerul ciudat al Romei, după cum explică el, cele mai șoptite cuvinte ale tale sunt interceptate, comentate și răstălmăcite. Eu sunt obișnuit să spun ce gândesc în mod clar și direct, în felul nostru american, a adăugat el. La Roma nu a putut vorbi așa. La Battle Creek cum este? Cum este la Oakland? Cum este la College View? Cum este în orice biserică? Cum este în biserica de care aparțineți? Există o încredere desăvârșită între voi, ca frați, atunci când vorbiți astfel încât niciun cuvânt să nu fie interceptat, comentat și răstălmăcit sau se vânează cuvintele, socotind omul vinovat datorită unui cuvânt, fără să vă luați timp pentru a înțelege ce spune acel om, fără a ști dacă ați auzit bine sau nu, prindeți un fel de sunet neclar, ce vi se pare că nu sună bine. Atunci mergeți repede la președintele conferinței sau la alt frate cu funcție importantă și spuneți: cu tare și cu tare, frate a spus așa și așa. Cum îl puteți ține în lucrare? Cum puteți susține un om care are astfel de învățături? Ați auzit vreodată astfel de cuvinte? Vă întreb doar pur și simplu, voi puteți hotărâ, voi puteți spune dacă este așa sau nu și dacă se întâmplă așa ceva la Battle Creek sau altundeva printre adventiști. Atunci care este diferența în această privință între noi și însăși scaunul Babilonului, Roma, unde cuvintele voastre sunt interceptate, comentate, răstălmăcite? Dacă așa stau lucrurile, nu este timpul să ieșim din Babilon? Nu este timpul să ne depărtăm de astfel de oameni și să obținem o astfel de legătură cu Iisus Hristos, o astfel de credință și încredere continuă în El, încât în mijlocul tuturor celor ce mărturisesc numele Lui Hristos să fie o încredere creștinească, desăvârșită, iar cuvintele voastre să nu mai fie vânate, comentate și greșit interpretate? Într-adevăr, creștinul trebuie să vorbească adevărul franc și cu inima deschisă, încât să nu-și facă griji. Și nu trebuie să-și facă griji pentru ce vor face oamenii cu cuvintele lui. Dar cum rămâne cu cei care spun că sunt creștini și care sunt gata să procedeze în felul acesta cu acele cuvinte? Aceasta este întrebarea. Și dacă așa stau lucrurile în bisericile de care aparțineți, atunci depărtează-te de astfel de oameni. Vreau să spun, dacă tu ești unul dintre aceștia, de tine însuți, depărtează-te. Clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici. Obraznici sau, în limba engleză, încăpățânați. Există o expresie populară ce exprimă același lucru, anume căpos. Încăpățânați, toată informația este în cap. Tot ce știu este în capul lor și ei cred că au atât de multe în cap încât și ei se miră cum de poate capul lor să cuprindă atât de multe lucruri. Aceasta este o caracteristică a zilor din urmă. Oamenii vor fi căpoși, adică cunoștința lor este cea pe care o au în cap. Dar în aceste zile Dumnezeu are nevoie de oameni inimoși. În loc ca oamenii să aibă capul mare, El dorește ca ei să aibă inimă mare. Dumnezeu a dat lui Solomon o inimă largă ca nisipul mării, iar noi suntem îndemnați în Corinteni, lărgiți-vă și voi. Dumnezeu dorește oameni cu inimă largă, oameni inimoși, nu căpoși. Și nu pot să fii de două feluri. Mărturile ne-au spus destul de clar că este prea multă teorie între adventiști și nu este destulă experiența dragostei lui Hristos în inimă. Prea multă dogmă și prea puțin spirit al lui Dumnezeu. Prea multă formă și prea puțină experiență practică reală a puterii lui Dumnezeu și a adevărului care lucrează în inimă și strălucește în viață. Depărtează-te de astfel de oameni, fie ca Dumnezeu să aibă toată inima noastră ca să o poată lărgi și umple cu plinătatea Lui. Îngânfați!
Acest cuvânt derivă în mod logic din celălalt. Este consecința aceluia, așa cum acuzatorii falși, așa cum acuzator falși vine după călcător de pace. Încăpățânați, îngânfați. În capitolul 12 din Roman, versetul 16, ni se spune: nu umblați după lucrurile înalte, rămâneți la cele smerite. Cum se întâmplă când ținem studii biblice, când ținem adunări în corturi, etc. Ne bucurăm când vine cineva bogat, cineva din înalta societate. Iar când se pare că acceptă adevărul, ne gândim, am făcut o lucrare mare. Dar intră în cort și un alt om, așa cum îl descrie Iacov. Sărac, îmbrăcat prost, înfățișarea lui nefiind deloc atrăgătoare. Iar noi spunem celui bine îmbrăcat, poftiți aici, aici este un loc pentru dumneavoastră. Că despre celălalt om nici nu-l băgăm în seamă. Cum este aceasta? Iacov spune că aceasta înseamnă a căuta la fața omului. Vă uitați la înfățișarea omului? Dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege, ca niște călcători de lege. Nu puteți face aceasta. Nu umblați după lucrurile înalte, rămâneți la cele smerite. Nu vreau să spun să-i desconsiderăm pe cei din alta societate. Nu, deloc. Și ei trebuie să fie chemați la Hristos, au nevoie să fie convertiți, ca și oricare alții. Întrebarea pe care o pun este dacă suntem curtenitori față de aceștia, crezând că am făcut o lucrare mare, dacă unul dintre ei arată ceva interes sau favoare față de noi, sau față de adevăr, în timp ce desconsiderăm și ne socotim pe cei sărași și proscriși. Dumnezeu nu caută la fața omului. Dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat. Nu umblați după lucrurile înalte, rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri, înțelepți. Un alt verset în Filipeni atinge aceeași problemă, conținând un îndemn pentru noi toți, Filipeni 2:3-6. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi mintea aceasta care era în Hristos Iisus. El, deși era sus, s-a smerit ca să-i poată ridica pe cei de jos. Aceasta era și nemulțumirea față de el în zilele sale. Omul acesta mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Să aveți în voi gândul, mintea care era în Hristos Iisus. Iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Nu e cazul să vă mai rețin atenția asupra acestui aspect. Lecția fratelui Prescott de seara trecută este suficientă în acest sens, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Există un text potrivit pentru această parte a studiului care ne spune ce înseamnă să ieși din lume, în ce constă lumea și prin ce suntem legați de lume. Deschideți la Iacov 4, versetul 4. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu ne provoacă acest verset să ne întrebăm, sunt eu în prietenie cu lumea? Nu dacă am mai multă prietenie față de lume decât față de Domnul, ci am cât de puțină prietenie cu lumea. Căci oricine vrea să fie prieten cu lumea este dușmanul lui Dumnezeu. Așa scrie și așa este. Observați cum începe această afirmație, suflete prea curvare. Să privim această expresie și să vedem semnificația în legătură cu Babilonul. Chiar din această expresie putem afla cum a apărut Babilonul și cum a fost zidit. Să deschidem la Roman 7:1-4. Nu știți, fraților, că își vorbesc cu unor oameni care cunosc legea. Că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică celui ce a înviat din morți. O persoană care poartă numele lui Hristos se află într-o astfel de poziție încât însăși mărturisirea sa declară că este căsătorită cu Iisus Hristos, după cum femeia este măritată cu soțul ei. Dar femeia care are soț, însă mintea ei este îndreptată spre alt om și dependența ei atârnă de un altul, ce fel de femeie este? Știți,
Soțul ei există tot timpul, soțul trăiește și trăiește cu ea. Soțul nostru este viu și el zice, nu te voi uita cu niciun chip și nu te voi părăsi. El nu este ca un soț omenesc, ce uneori poate fi plecat departe pentru mai multă vreme. Măcar că deși soțul poate fi chemat departe pentru mai multă vreme, acesta nu este motiv ca femeia să-și pună încrederea în alt om. Noi suntem uniți cu soțul ceresc, ca femeia prin căsătorie. El a venit din cer ca să ne ducă departe de această lume, departe de Dumnezeu acestei lumi și de orice legătură cu lumea, la Dumnezeu. Hristos spune, eu nu sunt din această lume. El este cel de-al doilea Adam. Primul om, primul Adam, este de pe pământ, este pământesc, al doilea Adam este Domnul din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei ai pământului. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei ce sunt ai celui ceresc. Soțul nostru este din cer și este cu totul ceresc. Când a venit în lume, nu a fost din lume, nu și-a pus încrederea în lume, nu a avut niciun fel de legătură cu ea. După cum este cel ceresc, așa sunt și cei ce sunt ai celui ceresc. Așa suntem noi uniți cu soțul ceresc printr-o legătură cerească. Iar cel care mărturisește că este al lui, ca apoi să-și îndrepte mintea, afecțiunile, prietenia spre lume și asupra lumii, ce este? Aceasta este o violare a relației de căsătorie. Aceasta este ceea ce spune cuvântul suflete prea curvare. Aceasta este la nivelul individului. Dar cum este în cazul mai multor indivizi care alcătuiesc o biserică? Un individ legat de Hristos are o experiență creștină individuală și întreține o legătură creștină personală. O mulțime de astfel de indivizi legați de Hristos formează biserica lui Hristos, care trebuie să aibă o experiență a bisericii și o legătură a bisericii. Luați unul dintre acești indivizi care s-a întors de la Hristos, adevăratul soț și Domnul de drept care manifestă prietenie față de lume, își pune încrederea în împărații acestei lumi. Acesta este un adulter, după cum spune textul. Încadrați-l într-o mulțime de persoane care fac la fel, alcătuind o biserică de același fel și acesta este Babilonul. Mama care desfrânează cu împărățiile pământului, cu căile lumii, sprijinându-se pe guvernele și organizațiile lumii acestea. De aceea, următoarea expresie pe care o găsim în Scriptură, descriind o astfel de biserică, este cea care arată că ea a desfrânat cumpărații pământului și stă pe o fiară de culoare stacojie, având pe frunte scris un nume, Taina, Babilonul cel Mare, mama desfrânatelor și urâciunilor pământului. Ea își expune exemplu, iar alte biserici, care zic protestante, urmează în exemplu ei cel rău, devenind astfel fiice cu aceeași origine. Observați că tocmai acest lucru la care se referă Iacov, care îl face să folosească termenul de suflete prea curvare, această prietenie față de lume din partea celor care mărturisesc numele lui Hristos, aceasta da naștere Babilonului de la început. Este ceea ce a făcut să apară Babilonul, mama și fiicele și întregul sistem al Babilonului. Aceasta este biserica ce spune că este a lui Iisus Hristos, având o formă de evlavie fără să aibă putere, dar având prietenie față de lume, având legătură cu lumea, sprijinindu-se pe împărățile și pe căile împăraților lumii, în loc să se sprijine pe brațul puternic și iubitor al soțului ei de drept. Prietenia cu lumea conține în ea tot ceea ce este Babilon. Este dușmănie față de Dumnezeu. Observați că, de aceea, orice considerent, orice principiu pe care îl atinge Scriptura, cere prin însă și acel principiu completa separare de lume și de tot ce este din lume. Și dacă lumea se află în această stare, dacă este în curs de îndepărtare tot mai mult de Dumnezeu și dacă se coalizează împotriva Domnului, împotriva Hristosului Său, în persoana celor ale căror nume sunt scrise în cartea vieții mielului înjunghiat de la întemerea lumii, mai mult decât oricând, acum este timpul ca aceste părți ale Scripturii să aibă o forță vie și o putere dătătoare de viață asupra celor care au numele lui Hristos și îndeosebe asupra celor ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Notați următoarele. Am studiat ce este în esență Babilonul și ce cuprinde el. Am văzut că cuprinde întreaga lume. De aceea, să ieși din el este nimic altceva decât să ieși din lume. Am văzut ce înseamnă să ieși din lume și este cel că trebuie să fim complet separați de lume și de tot ce este în ea, fără a avea nicio legătură cu ea, niciun fel. Următoarea întrebare care se ridică este, cum se va realiza aceasta? Dumnezeu a pregătit totul pentru aceasta. Totul este pregătit așteptând doar acceptarea noastră. Acum, când începem studiul
Acestei părți a subiectului trebuie să știm că orice inimă care va primi cuvântul lui Dumnezeu în Duhul lui Hristos, având supunerea necesară, Domnul însuși va face ca acest adevăr să producă tocmai lucrul de care este nevoie pentru orice persoană care îl va primi în acest fel. Acest adevăr ne va separa cu adevărat. Va face această lucrare pentru noi. Noi singuri nu o putem face. Nu ne putem separa singuri de noi înșine. Dar Dumnezeu are un adevăr care va face aceasta, care ne va separa pe noi de noi înșine. Ne va elibera de lumea aceasta rea, ne va elibera de păcatul în sine, nu doar de anumite păcate, ci de păcat. Astfel ca păcatul să nu aibă putere asupra noastră, ci puterea lui Dumnezeu să lucreze în locul lui. Dumnezeu are un adevăr în cuvântul Său care va realiza acest lucru și ne va ridica atât de mult deasupra lumii, încât vom sta în lumina slavei lui Dumnezeu și a împărăției sale. Această putere va fi asupra noastră, noi și cu noi, încât vom porni în lucrarea la care suntem chemați, pentru a face lucrarea pe care Dumnezeu o are de făcut și pentru a vesti cu voce tare solia de avertizare și chemarea ce trebuie adresată tuturor, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Noi nu putem rosti această chemare dacă nu suntem complet separați de noi înșine. Nu pot chema un om să se despartă de lume dacă eu nu m-am despărțit de mine. Nu-l pot conduce pe om să vadă ce este separarea de lume. Nu pot face aceasta nici măcar rostind adevărul lui Dumnezeu dacă nu văd și nu știu din propria experiență ce este separarea de lume. Nu pot chema oamenii să fie complet separați de lume sau de orice lucru din ea, să-și pună încredere absolută în Dumnezeu și nimic altceva, dacă eu însumi sunt legat de lume. Nu se poate așa ceva. Noi putem rosti cuvintele ieșiți afară, dar nu va fi putere în cuvintele care ajung la ei, care să-i scoată din lume așa cum doar puterea lui Dumnezeu poate să-i scoată, deoarece ei nu pot ieși singuri. După cum am citit într-o lecție anterioară, vocea din cer este cea care cheamă oamenii afară din Babilon. Așa că este foarte adevărat că de acum înainte noi trebuie să fim atât de legați cu cerul în lucrarea noastră, încât atunci când rostim cuvântul lui Dumnezeu, oamenii să audă vocea din cer, care va realiza scopul solemnei chemări. Și urmând firul adevărului, după cum vom vedea în partea următoare a subiectului, Dumnezeu va lega atât de strâns cu cerul pe oricine va voi să-l primească, încât acela va descoperi cerul pe pământ. Dumnezeu vrea ca zilele noastre, îndeoseb de acum înainte, să fie ca zilele cerului pe pământ după Scriptură. Și El va face ca așa să fie cu oricine se va supune pe deplin lui Dumnezeu și adevărului Său și care va auzi vocea din cer. De aceea aș dori să vă cer ca pentru lecția următoare tot să ne pregătim mințile și inimile în mod solemn și sfânt. Să fim gata pentru ceea ce Domnul are de spus, pentru ceea ce ne va da și pentru tot ceea ce va face pentru noi. Dumnezeu are adevăr important pentru noi, adevăr care va face marea lucrare ce trebuie să fie făcută pentru noi, iar noi avem nevoie să ne predăm cu totul Lui, spunând, vorbește, Doamne, că jobul Tău ascultă. Și când vorbește El, atunci lăsați totul deoparte și acceptați cuvântul, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt ne va ridica deasupra lumii, iar când Dumnezeu este Cel care ne ridică, atunci putem lumina. Amin.